Autoritățile au reușit să-i mai dea o lovitură fostului lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc. Procuratura Anticorupție a aplicat sechestru pe circa 11.300.000 de lei, banii care erau deținuți de o companie de pază și care ar proveni din frauda bancară au fost transferați pe 9 noiembrie pe un cont bancar deschis în Turcia. Și asta în condițiile în care ultima dată Vladimir Plahotniuc a fost localizat anume în această țară. Astfel, având în vedere că societățile comerciale implicate în aceste tranzacții sunt încorporate în una dintre companiile lui Plahotniuc, procurorii le-au blocat tranzacțiile solicitând aplicarea sechestrului în scopul unei eventuale confiscări speciale pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune. Amintim că pe 18 mai curent, procuratura a emis ordonanța de punere sub învinuire și completare a acuzării în privința lui Vladimir Plahotniuc, incriminându-i comiterea infracțiunilor de creare și conducere a unei organizații criminale, excrocherie și spălarea banilor în proporții deosebit de mari.